Bună ziua, stimați cetățeni! Sper că se aude bine în live. Noi ne aflăm aici într-un loc mai puțin specific pentru a face anumite live-uri sau conferințe de presă, dar vreau să încep în felul următor. Deci, condominium, administrator de bloc, asociații de locatari, curte de bloc, proiecte de investiții, buget civil, deci toate acestea termeni sunt tot mai des le auzim deja în discuțiile cu oamenii din municipiul Chișinău și noi ne bucur că oamenii încep să discute despre asociații de locatari, despre blocul lor în care locuiesc, despre curtea de bloc de care este apropiată lor și tot mai des noi avem mai multe întrebări despre ce înseamnă un bloc, ce înseamnă să administrezi un bloc, ce înseamnă asociații de locatari, cum se face asociații de locatari, cam care ar fi proiectele la care oamenii din diverse curs de bloc sau blocuri pot să aplice, ori la primăria municipiului Chișinău, ori în afara primăriei municipiului Chișinău, ca să poată amenaja o curte normală, ca să poată avea un bloc normal și poate crea condiții de trai bune la dânsii aproape de casă. În acest considerent, noi am observat de-a lungul timpului că nu prea sunt foarte multe proiecte în municipiul Chișinău în care oamenii să fie învățați prin legislația în vigoare, oamenii să fie învățați prin cum poți să aibă grijă de blocul lor sau de curtea de bloc, oamenii să fie învățați prin cum să facă sau să parcurgă toate etapele necesare ca să aibă o asociație locatari funcțională și să aibă o asociație care, într-adevăr, poate să unească comunitatea de la blocurile în care ei locuiesc. Știa că vreau să ajung și la anunțul cel mai important, că noi ne aflăm aici, în curtea de la complexul de blocuri de la Nicolae Costin 44/7, care noi, într-adevăr, putem să spunem că este un exemplu model pentru foarte multe curs din Chișinău, în care locatarii au putut să auto-organizeze, să aleagă o asociație de locatari, să creeze o asociație de locatari, să aleagă o conducere a acestei asociații, să aprobe un buget și să facă proiecte frumoase pentru locul unde ei locuiesc. Deci, chiar aici este o zonă care înainte era o parcare pentru 7 mașini, dar acum a devenit un spațiu comunitar unde trimestrial au loc diverse evenimente care unesc oamenii care locuiesc aici, în acest complex de blocuri. Iar anunțul important este că noi, împreună cu consilierii PAS din cadrul primăriei municipiului Chișinău, dorim să anunțăm lansarea școlii administratorului de bloc. O școală care își propune să ajute locuitorii din municipiul Chișinău să învețe cum scrie o asociație, să învețe să primească răspunsuri la cele mai stridente întrebări despre cum pot să facă ca blocurile și curțile de bloc unde ei trăiesc să fie amenajate, despre cum lucrează legea și care sunt toate procedurile necesare ca ei să-și poată implementa proiecte bune acolo unde ei locuiesc. Deci despre această școală o să vă povestească mai mult colega mea din Consiliul Municipal, Aneta Dabija. Bună ziua tuturor! Așa cum a spus și Dumitru, noi nu întâmplător ne aflăm astăzi într-o curte de bloc. Astăzi lansăm, de fapt am lucrat de ceva timp la un proiect împreună cu colegii mei din Consiliul Municipal, precum și cu deputați, la un curs care se numește Școala Administratorilor de Bloc. Școala, de fapt, este un curs din mai multe module, din 4 module, de fapt. Lansăm astăzi, de asemenea, și pagina web a proiectului nostru. Pe pagina web avem un formular la care puteți aplica. Dacă doriți, puteți să aplicați pentru a participa la școala din toate cele 4 module sau puteți selecta modulul care vi se pare mai interesant și util pentru dumneavoastră. Bineînțeles că pagina web cu mai multe detalii îl vom plasa imediat ce vom finaliza acest live. Vreau să zic că la elaborarea acestui proiect au participat și experți, dar și cei care au promovat legea cu privire la condominiu, care s-a votat în 2022. Și, de fapt, ideea acestei școli a pornit tocmai de la acea lege. Mai multe detalii, desigur că puteți să le vedeți pe pagina web. Acolo, cum am zis, puteți aplica. Vă puteți interesa cine vor fi experții, când vor avea loc aceste module și vă invităm cu această ocazie să aplicați. Este un proiect foarte important pentru locuitorii Chișinăului și foarte util de altfel. Alături de noi se află astăzi un administrator exemplu de blocuri, Rodion Gavriloi, care ne va povesti din experiența lui de administrator de asociație de bloc.
Și, de asemenea, îl vom ruga să ne povestească ce a făcut în timpul de când este administrator. Salut! Mie mi-a fost foarte greu să mă decid de a deveni administrator. Chiar dacă noi am avut adunare și căutam administratori dintre locuitori, dintre locatarii complexului locativ, dar iată, din toate cele 270 de apartamente, nu prea au fost candidați. Fiindcă și mie mi-a fost foarte greu să mă decid, deoarece eu nu aveam cunoștințe cum să administrez un condominiu. Nu exista până acum, iată, până astăzi, nu exista niciun fel de școală, niciun fel de cursuri, training-uri pentru potențiali administratori. Aceasta nu se învață nici la universitate, nici la vreun colegiu. În același timp, noi vrem să avem totuși curți, noi vrem complexe locative bine administrate și desigur că ele să fie auto-administrate, adică tot între locatari ei să administreze, iar să nu aștepte aceasta să o facă autoritățile publice centrale sau locale, da? Ei singuri să administreze. Și atât noi singuri am decis să ne auto-administrăm, da? Adică noi avem asociația de proprietari din condominiu, 270 de apartamente, noi avem un consiliu care decide cele mai importante lucruri rapide de 9 persoane și deja de un an jumătate, iată, eu sunt administrator. Și în acest timp am reușit deja să implementăm mai multe proiecte. Cred că cel mai important proiect de care noi putem să ne mândrim este această curte, adică noi am lichidat 7 locuri de parcare. Voi puteți să vedeți aici, sunt încă semnele vechi, marcaje rutiere de la mașini. Mașinile se parcau chiar în terenul de joacă, iar în acel colț stăteau părinții. Părinții care urmăreau ca nici un copil de-a lor să nu nimerească sub roțile mașinilor, fiindcă mașinile aici mergeau cu viteze mari. Și atunci noi am hotărât să închidem această porțiune de carosabil și să facem o curte extinsă a terenului de joacă, ca și părinții să fie în siguranță împreună cu copiii. Și într-adevăr, noi am amenajat câteva mese cu scaune din păleți, și respectiv seara ei se adună aici, pot să mănânce, să bea, să discute în timp ce copiii se joacă. Sau să face șah, după cum vedeam. Da. Noi am făcut și o tablă mare de șah, respectiv toți care doresc ei pot să joace sau dame sau șah cu piese extrem de mari. Aceasta este un proiect. Desigur că acest proiect nu ar fi fost posibil fără un buget suficient pentru a implementa toate aceste proiecte. Din discuțiile pe care le-am avut cu diferiți administratori de condominiu, ei practic stau zero sau sub zero bugetul asociației. Noi am decis, împreună cu locatarii, că noi trebuie să adunăm mai mulți bani în asociație. Noi, spre deosebire de primăriile din Republica Moldova, care primesc o parte din bani de la guvern, da? De la impozite, ei primesc o parte din guvern, noi, asociațiile, noi nu primim bani de la primărie. Și respectiv noi am decis că noi trebuie să adunăm mai mulți bani ca să putem implementa toate aceste proiecte. Și acesta este unul din proiecte. Noi am pus aici și biculețe care se aprind seara și atât seara aici oamenii se simt în siguranță. Traficul este deja mai calm, mașinile care vin aici se calmează și respectiv și părinții și copiii se simt aici în siguranță. Dar dacă se adună mai mulți bani, dar indiferent câți bani se adună, sigur că este important și să fie un buget bine creat. Noi creăm acest buget împreună cu consilierii, îl discutăm împreună cu locatarii și decidem câți bani noi vom acumula și pe ce vom cheltui. De asemenea, avem și o raportare. Eu aș vrea să vă arăt cam cum arată toate aceste rapoarte a asociației pentru anul trecut. Veniți aici. În fiecare bloc noi avem astfel de panouri unde sunt scrise datele de contact, unde este, în cazul nostru, avem și un regulament de ordine interioară. Apropo, cei care nu respectă această ordine, acest regulament, ei riscă să fie sancționați de către asociație. Aceasta permite noua lege și, apropo, în școală aceasta administratorului bloc veți afla cum se aplică aceste sancțiuni. Pe lângă aceasta, iată cum arată un raport pentru ultimul semestru anului trecut, venituri, cheltuieli, pe ce s-au cheltuit concret, la fel, raport pentru prima jumătate a anului trecut, în curând, aici se apară raportul financiar pentru prima jumătate acestui an. Și arată câți bani noi am avut la sfârșit de an, da? Pe ce am cheltuit concret
în fiecare an. Da? Și vreau să vă arăt acum și diferite alte lucruri pe care noi le-am mai implementat. Noi lângă bloc avem un parc în care noi în continuu investim, noi sădim copaci și acum de curând noi avem și un sistem de irigare. Și iată, să vă arăt cum arată acest sistem de irigare. Apropo, tot aici, pe lângă mașini, desigur că noi punem accent deosebit pe transportul alternativ și noi avem astfel de parcări pentru biciclete și vedeți că aici sunt de acum foarte multe biciclete. Avem biciclete și dincolo, destul de multe. La fel cu locatarii împreună, noi avem grijă de mobilierul urban, adică de mese, de scaune, de bench. Bineața. Toate locurile sunt marcate, chiar dacă este o parcare publică, dar mașinile toate se parchează în zonele special amenajate. Teritoriul pe care noi avem, teritoriul verde, el este aproximativ de peste un hectar. Sigur că această teritorie este foarte greu de a administra, mai ales că acum noi suntem la etapa tăierii ierbii. Sunt lucrători care acum lucrează. Dar eu aș vrea să vă arăt anume sistemul de irigare. Sistemul în ce investim noi acum. Noi am cheltuit până acum estimativ 20.000 de lei pentru acest sistem de irigare și vom cheltui încă tot pe atât ca să-l extindem. Și aș vrea să vă arăt cum funcționează acesta. Aici sunt cutiile de distribuție și de aici iese apa spre apa care udă toată zona aceasta. Deci noi astfel de cercuri, iată deja acum s-a pornit. Atent. Astfel de aspersoare cu apă noi trebuie să implementăm vreo 37 de bucăți și ele respectiv vor uda toată zona aceasta. Toate, sigur, aceste investiții noi le aprobăm în asociație și după care se... E ca cum voi aprobați buget? Tu îl consulți cu oamenii sau pur și simplu luați o decizie așa? La sfârșitul fiecărui an, noi mai întâi împreună cu consilierii calculăm ce proiecte vrem să implementăm, care vor fi cheltuielile noastre și care respectiv tariful ar trebui să fie, pe ce concret vom cheltui. Noi am trecut ca să aprobăm bugetul pentru un an și jumătate. Noi am stat, cred că vreo 4 ore cu consilierii, împreună cu cenzorul și am discutat fiecare detaliu. Și am discutat pe ce noi concret vom cheltui banii. După aceasta, în fața blocului, pe un ecran, am făcut o prezentare a bugetului. Am discutat cu locatarii și după care a trebuit, conform legii, să adunăm 2/3 din voturile locatarilor. După ce acesta a fost aprobat, s-au majorat acele tarife care le-au acceptat oamenii și acum, iată, noi cheltuim din acei bani. După, în fiecare lună, după ce noi achităm toți furnizorii, toate salariile, nou ne rămân estimativ 20-25 de mii de lei care noi putem să implementăm, din acești bani să implementăm diferite proiecte. De exemplu, iarna aceasta noi am cumpărat un brad imens de 30.000 de lei, pe care toți împreună cu locatarii l-am amenajat. Acum noi investim foarte mult în irigare, fiindcă zona aceasta este cu arșiță, practic fără umbre, dar noi ne dorim foarte mult aici o pădurice și respectiv, pas cu pas, noi implementăm astfel de proiecte. Dar eu foarte mult mi-aș dori ca acest exemplu să fie preluat de către multe alte asociații, la fel
Nu doar asociații, dar mi-aș dori foarte mult ca foarte multe blocuri locative care se află la MGF-uri, da, sau cum le numim noi pe vechi JEC-uri, singuri să se autoadministreze, fiindcă autoadministrarea este mult mai bună decât o administrare din partea primăriei, da, care doar încearcă să rezolve doar anumite probleme. Dar... Deci, stimați cetățeni, dacă vă plăcu cum arată curtea și blocul unde locuiește Rodion, apropo, Rodion este unul din speakerii care a să vină la această școală, unul din oameni care a să predea lecția, să spună buna practică care a avut-o el împreună cu oameni, cu locatari de la complexul locativ de la Nicolae Costin, 44/7. Deci dacă vă e interesant cum poți să ai o curte curată, cum poți să ai un bloc îngrijit, cum poți să obții proiecte de amenajare a curții și a blocului, cum poți să implementezi corect legea, cum poți să faci o organizare comunitară normală în care toți oamenii din bloc să fie implicați în, anume în viața asociației sau în viața blocului, vă așteptăm să vă înscrieți la școala administratorului de bloc. Noi îndemnăm toată lumea interesată să scrie acest proiect. Noi vorbim cu oameni din diverse domenii ca să vină și să ne împărtășească experiența lor bună, ca să ne asigurăm că în municipiul Chișinău vom avea cât mai multe modele de succes la asociațiile de locatari care își implementează proiecte frumoase acolo unde ei locuiesc. Vă mulțumesc și fiți cu ochii pe noi mai departe!